Elevii de peste 16 ani ar putea avea prioritate la vaccinare în etapa a treia, a declarat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, având în vedere că cei din clasele terminale vin la școală chiar și în scenariul roșu. Propunerea a venit inițial din partea mai multor medici și este luată în calcul în condițiile în care vor fi suficiente doze de vaccin anticovid. Calendarul evaluărilor naționale de la clasele a doua, a patra și a șasea a fost stabilit într-o primă variantă de către Ministerul Educației. Testările vor începe în data de 20 aprilie cu evaluarea națională la clasa a doua, la clasa a patra evaluările se vor desfășura în perioada 18-20 mai, iar la clasa a șasea pe 12 și 13 mai. Anul trecut evaluările naționale au fost anulate din cauza pandemiei COVID-19. Persoanele care s-au vaccinat cu două doze de ser anticovid pot descărca adeverința de vaccinare în format electronic direct din Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Persoana vaccinată își introduce câteva date de siguranță și poate să descarce această adeverință. Din Olt, până acum s-au vaccinat cu ambele doze 9.299 de persoane, iar cu prima doză 19.380. Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a declarat că are discuții cu Institutul Național de Sănătate Publică și cu operatorii culturali pentru reluarea spectacolelor în aer liber. Ministrul propune ca accesul spectatorilor să se poată face în baza unei adeverințe de vaccinare împotriva COVID-19, a unui test negativ sau unui document care să ateste că persoana respectivă a trecut prin boală. În momentul de față, evenimentele în aer liber, cât și cele din interior, sunt limitate la 500 de persoane. Studenții îi cer avocatului poporului să atace la CCR ordonanța privind eliminarea gratuității pe calea ferată. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România spune că problemele cu ordonanța de urgență a guvernului, care a eliminat transportul feroviar gratuit al studenților, ține de lipsa unei analize bazate pe cifre, lipsa punerii în balanță a beneficiilor aduse studenților și companiilor feroviare față de costurile oricum reduse în pandemie.